Reprezentanții firmelor de IT din Craiova s-au întâlnit cu absolvenții de la Școala Informală de IT la Community Day. Peste 300 de craioveni au absolvit cursurile școlii pentru a accesa o carieră într-un domeniu cu perspective foarte bune de viitor. Salarii mari, pachete de beneficii și oportunități profesionale. Școala Informală de IT are cursuri nu doar pentru adulți, ci și pentru copii, inclusiv cursuri de introducere în domeniu. Accesând prima dată un curs de intro în IT, practic se asigură că va avea un drum cât mai lin în continuare. Noi, în cadrul cursului de intro, punem bazele și formăm gândirea. La finalul cursului de intro, cursantul, din punctul nostru de vedere, este pregătit să acceseze un curs de pregătire. De aproape 10 ani și cu peste 6.000 de absolvenți în toată țara, Școala Informală de IT formează profesioniști cu cariere de succes. Dacă la început a existat o oarecare reticență pe piață, în momentul de față suntem recunoscuți datorită oamenilor care s-au angajat în cadrul companiilor locale. Am terminat cursul de Python Web Development. Mentorul ne-a ajutat foarte mult în sensul că, pe lângă informațiile pe care ni le-a dat și ne-a învățat cum să căutăm probleme și unde să le căutăm și să întrebăm, să punem întrebări. Am făcut două cursuri, am făcut și de Java, programare pe obiecte, și Android Fundamentals. Și au fost mână în mână pentru că amândouă au folosit Java, puteam să aleg Kotlin la cursul de Android, însă mie îmi place foarte mult Java și am ales să continui pe acest drum. Școala Informală de IT este prezentă și are sedii fizice în cele mai mari 7 hub-uri IT din România: București, Brașov, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, Iași. Prin cursurile online, Școala Informală de IT este prezentă și în orice altă locație de pe glob. Școala Informală de IT aduce programe de învățământ adaptate pe nevoile companiilor de IT, pe nevoile pieței de IT din România. La Craiova avem 15 mentori care sunt experți pe domeniul lor, lucrează la companii de IT din Craiova. Cei interesați au la dispoziție cursuri acreditate de Ministerul Educației și Ministerul Muncii. Mai multe informații pe site-ul www.școalainformală.ro.